Luna viitoare, după Paște, apare Giogorj va monta contoare de citire la distanță pe apometrele din apartamentele târgujienilor, asta după ce mai multe persoane au refuzat să achite contravaloarea lucrărilor de scoatere a apometrelor pe casa scării. Sistemul este de ultimă oră, este aplicat în momentul de față la București, la Constanța, la Iași și la Târgu Mureș, masiv, funcționează bine și constă în montarea unor contoare similare cu cele pe care sunt în momentul de față, un mix între contoarele individuale, parte mecanică și transmisie electronică la distanță. Ele au un sistem de înmagazinare a datelor pe care le citesc într-o anumită perioadă de timp din 30 în 30 de secunde, astfel încât, spre exemplu, dacă avem 3 zile la dispoziție de citit, în cele 3 zile pe care le avem, putem citi contorul de branșament în oricare din aceste 3 zile, după care se sincronizează ora la care s-a citit contorul de branșament cu toate contoarele de pe scara respectivă. Reprezentanții Aparegio spun că prin montarea acestor contoare cu unde radio, numărul proprietarilor care nu declară în mod corect consumul de apă va fi mai mic. De asemenea, și datoriile vor fi mai puține. Am reușit să găsim o soluție prin care putem să sincronizăm citirea contorului de branșament cu cele de pe casa scărilor, în așa fel încât să nu mai există diferențe de timp și de cantități atunci când se emite factura. Problema a apărut pentru că noi avem mai puțini cititori și se înmulțesc cererile de contorizare individuală pe bună dreptate, fiecare vrea să-și plătească ce a consumat fără să se descarce și costurile și cheltuielile și eventual sustragerile pe care le fac ceilalți colocatari din asociații. Pentru început, contoarele vor fi montate doar la câteva apartamente pentru experiment și vor fi amplasate pe cele deja existente.